Pentru că e săptămâna Sfântului Valentin, urmează dragobetele. V-am zis că avem un tramvai cu iubire. Haideți să vedeți despre ce este vorba cu tramvaiul roz care circulă pe linia lui 45. Și au mesaje ca idee, te iubesc, asta scrie pe tramvai. Haideți să vedeți. Până unde ne duce dragostea astăzi? Dragostea ne poate duce cel mai departe în viață, să știi. Așa ne-a adus și pe noi la acest proiect. Pentru că începusem de ceva vreme cu diverse lucruri legate de acest mesaj te iubesc, care nouă ni se pare foarte frumos și că trebuie să meargă la cât mai multă lume. Și am ajuns într-o zi și am zis, hai să facem un tramvai. Așa, pur și simplu? Da. Nu pur și simplu. Stăteam, eram într-o încăpere, a trecut un tramvai pe stradă și l-am văzut și am zis, dar noi de ce nu facem un tramvai? Hai să facem un tramvai. De când circulă acest tramvai, care circulă pe linia 45, este un tramvai normal pe care îl ia lumea pe linia 45. Și roz, cu inimioare, da, și scrie te iubesc pe el, nu e chiar normal. Da, și care de când este roz și are inimioare și scrie te iubesc pe el, primim o mulțime de mesaje și de fotografii. Ne-ați făcut dimineața sau ziua mai frumoasă, da, ce mesaj frumos, da, ce bine că v-ați gândit. Conceptul vizual a fost creat de Dana Păun, iar pictura în sine a fost realizată de Cage, un artist urban cu peste 20 de ani de experiență. Atmosfera din tramvai a fost în ton cu optimismul coloristic aflat în exterior, caldă, romantică și plină de energie. În luna iubirii și uite, tramvaiul iubirii ne întreabă până unde te poate duce dragostea. Eu vreau să știu ce nebunie ai făcut tu, până unde te-a dus nebunia pentru iubire din iubire. Am cerut-o de nevastă. Asta am făcut. Cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o? Da, da, da. Ține de 16 ani, ține nebunia asta. Da. Frumoasă nebunie, nu? Da, da. Ce, bine ceva? Da. Eu stau prost cu memoria, dar am făcut. Sunt romantică și sunt și nebună și spontană. Nu le trec într-un carnețel, dar mie surprizele. Uite, surprize multe și frumoase, asta fac, dar nu mai știu să zic așa concret. Hai, lasă-mă să te ating, ting, 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 ting. Ating pe piele. Am glumit, nu, eu nu sunt chiar așa. Ce vrei să-ți gândesc? Când ai fost acordul meu minor, într-o piesă de vară ai fost răsăritul ascuns după fum de țigară și ea, alte cuvinte n-au rost. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Ce frumos, sunt sigură că s-a rezolvat, nu mai trebuie să plătești bilet. Spune-mi, care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o din iubire pentru iubire? Călătorii de-astea peste noapte, surprize, nici nu știu, am apărut deodată undeva. A zis Alexia, vreau să mergem acolo și da, tu ai zis bine. Când eram mai mici, ți-ai minte că îi făceam genul ăsta de surprize, apăream, plecat, de exemplu, la Porumbacul, știi? Și îi spuneam că eu am treabă și ajungeam și pe acolo, îi făceam surprize. Era... Spunea că a făcut nebuni, l-am întrebat ce nebunie a făcut. Uite, din iubire. A fost, în primul nostru an, da? În Viera a fost în primul an sau în al doilea? În al doilea, dar primul an de când eram eu plecat la facultate. Da. Era primul an de facultate al ei și ne-am dat întâlnire la jumătatea drumului în Viena. Și am avut un city break de ăsta, așa, drăguțel. Tu, Alexia, care e nebunia pe care ai făcut-o din iubire? Pa, câte n-am făcut? Spune-mi una! Nu știu, întotdeauna dau 100% în relația mea și fac orice pentru persoana pe care o iubesc. Pentru că eram la știri și eram pe teren, acum mulți ani, când l-am cunoscut eu pe actualul meu soț, eram undeva la Cernavodă, plecată de dimineață, era ziua lui de naștere și n-aveam nicio șansă să ajung să fac ceva, nu pregătisem nimic. Eram noi foarte la început și atunci am luat-o pe prietena mea cea mai bună la telefon și i-am zis, băi, fii atent. Lui place caramelul, am nevoie să te duci să cumpere o prăjitură cu caramel și să te duci la sediul poliției, pentru că aia este, Poliția Capitalei. Bați la ușă și spui că vrei să vorbești cu el, nu trebuie să-l suni, că o să-și dea seama că ești tu. Deci să-l cheme jos, nu știu ce a făcut, nici până în ziua de astăzi, prietena mea cea mai bună. S-a dus la poliție, a făcut cumva, el a ajuns jos dintr-unul dintre birouri și i-a cântat ea la mulți ani în locul meu cu o prăjitură cu caramel și de fiecare dată de ziua lui noi sărbătorim cu acea prăjitură cu caramel, sper din suflet să se facă pentru cât vom trăi noi, că eu nu știu să o fac. Ce nebunie ați făcut din iubire pentru iubire? Ce nebunie?
Aici. Sunt sigură că ați făcut. Îți dai seama, de 25 de ani, dacă suntem încă împreună, înseamnă că e nebunie în fiecare zi. A prima mea iubire, atunci mi-am propus să nu prea mai fac surprize. Pentru că eu eram la Hunedoara și el era la Timișoara, deja student, și eu m-am dus la el fără să-i spun în acel weekend și el a venit la mine fără să-mi spună să ne facă surprize și am petrecut weekendul unul în orașul celuilalt. O să fiu foarte sinceră, eu nu prea am făcut nebunii din iubire sau pentru iubire, nu mi-amintesc. Dar uite, soțul meu a făcut câteva lucruri foarte simpatice pentru mine. Cea mai recent a fost acum în vacanță, când am fost de Crăciun, am fost în Chicago, eram acolo și eu știam că aceasta este vacanța noastră, că o vom petrece în Chicago. Și m-a trezit în ziua de Crăciun la 4 dimineața și mi-a spus: hai, trezește-te, fă-ți bagajele pentru că mergem la New York de Crăciun. Și a fost așa un vis împlinit, pentru că ne-am dorit să urmăm traseul lui Kevin din singura casă, adică din Chicago să mergem în New York, asta după ce vizitasem și casa, a fost foarte simpatic. Și o altă nebunie cred că a fost atunci când m-a cerut de soție, undeva pe muntele Etna, unde din fericire n-a erupt vulcanul atunci, dar mi-a dat un inel dintr-o piatră vulcanică, un inel simbolic atunci, pe care ulterior l-a înlocuit cu un inel potrivit, să spunem, pe măsura iubirii sale. Am condus, am plecat pe la 10 noaptea de la București și m-am dus până la mare, unde era iubitul meu de atunci, și m-am dus, i-am făcut surpriză. Ce drăguț, s-a bucurat? S-a bucurat, e obligatoriu, dacă nu se bucura, nu mai era iubitul meu.